acesta. În data de 15 septembrie, Paula și Leo Iorga împlineau 30 de ani frumoși de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în 1989, iar din mariajul lor au rezultat doi copii, Paul și Leo Iorga. Artistul povestea întotdeauna cum soția lui a fost mereu aproape în ciuda problemelor cu care s-au confruntat de-a lungul timpului, explicând amuzat că la căsătorie era atât de sărac încât nu avea nici măcar o lingură. De 8 ani, de când cântărețul s-a tot luptat cu cancerul care într-un final l-a și răpit din genunchi, partenera acestuia i-a fost alături, exact așa cum și-a jurat, la bine și la greu. Artistul a continuat să cânte chiar dacă starea sa de sănătate era una precară, pentru a putea strânge bani pentru costisitoarele tratamente. Cum Paula Iorga, devastată după moartea soțului. Totuși, nimic nu a reușit să le destrame căsnicia celor doi, chiar dacă a fost presărată cu probleme. Nici măcar apariția în peisaj a unei amante, impresara solistului, care-i curase inima acestuia în urmă cu 5 ani, i-a despărțit pe cei doi, Leo întorcându-se în cele din urmă la familie, unde a fost primit cu brațele deschise de soție. Paula Iorga, în vârstă de 53 de ani, cu doar un an mai mică decât regretatul ei soț, l-a iertat pe acesta și a fost alături în continuare, înotând prin spitale. După aflarea tragicei vești, aceasta a susținut că îi pare rău că n-a mai apucat să îi spună soțului ei cât de mult îl iubește. Punct, Doamne! Mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit în acești 30 de ani, când te-am chemat să ne unești în sfânta taina cununiei. Ajută-ne, te rog, în continuare cu binecuvântarea ta, iubire, iertare, sănătate, armonie, prosperitate și pace. Virgulă, scria Paula Iorga la aniversarea de 30 de ani de mariaj. Atunci când s-au căsătorit, din lipsă de planuri, virgulă, proaspeții însurăței au petrecut luna de miere în autobuzul trupei, în timpul turneului prin Oltenia. Un autobuz vechi, care era mai mult defect decât funcțional, așa cum povestea amuzat Leo. Punct. Cine este Paula Iorga, soția regretatului artist Leo Iorga? Paula i-a iertat cântărețului escapadele amoroase și l-a urmat pe solist în lupta sa cu boala, mergând cu el peste tot pentru intervenții chirurgicale sau tratamente. În 2017, Paula a fost cu Leo în Cuba, unde cântărețul a încercat un tratament experimental pentru cancer. Anul acesta au făcut mai multe drumuri în Germania, unde Leo a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Soția lui Leo Iorga a fost cadru medical, dar și-a abandonat serviciul pentru a se dedica în totalitate soțului ei și familiei pe care au clădit-o împreună. Paula și Leo s-au cunoscut în urmă cu 31 de ani la Costinești, când fiecare avea pe altcineva. Au reușit să se cunoască mai bine la finalul verii anului 1988, iar un an mai târziu, în ianuarie 1989, s-au căsătorit, iar în septembrie, același an, au făcut nuntă. Leo și Paula Iorga au împreună doi băieți, Edi, 29 de ani, și Paul, 22 de ani, care și-a urmat tatăl în domeniul muzicii. Punct. Leo Iorga a fost membru al trupelor Cargo, Compact, Schimbul 3, Fac Leo Iorga e în Dario de ani și a lansat hituri cunoscute precum Singur în noapte, Mă voi întoarce, Să te gândești la mine, Doamnă în sufletul meu, Trenul pierdut, Floaia, Cine ești tu, Oare, Cine-i vinovat, Te visezi mereu. Fanii săi l-au putut asculta la ei pentru ultima oară la concertul susținut în Dărăria H, anul acesta în luna iunie.